Doamne, dar ce urechi de Mickey Mouse sau de Minnie, cum să spun? Da, da, de Minnie-Mie, ca să aud mai bine. Chiar mă uitam, apropo că ai zis asta de urechi, mă uitam la niște poze, că sunt anumite prințese care n-au urechi în desene și aveau direct în asta. Dacă te uiți așa la cenușerea asta, pornește cumva așa bentița asta direct și n-au urechi. Vrei să auzi fiecare informație, să înțeleg așa, nu? Eu da, eu în principiu vreau să aud. Ești o persoană curioasă. Sunt foarte curioasă. Eu dacă spun că n-am auzit ceva, doar spun că n-am auzit, dar eu aud. Eu dacă vreau să aud, aud. Deci încep să prind frică de tine. Nu neapărat. Spune-mi, te rog, ce proiecte mai ai în perioada următoare? Am spectacole, scriu foarte mult, deci sunt... super ocupată, chiar asta vorbeam cu prietena mea și zic, doamne, mi-am mai luat încă alte lucruri pe cap. Mă rog, îmi place foarte mult ce fac și asta mă ține așa în priză. Am spectacole în țară, iar pe 2 noiembrie plec într-un turneu în Anglia de 3 săptămâni pentru comunitățile de români de acolo. Super! Da, 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 sunt foarte entuziasmată. Am mai fost în ianuarie-februarie anul acesta și a fost foarte frumos. Tot așa am stat 3 săptămâni și oamenii sunt foarte dornici să audă limba lor, în principiu, și glumei și e foarte fain. Foarte fain, foarte fain, foarte fain, dar eu am o curiozitate. Ce mai faci și Mihai Bendeac? Ce să facă? Pupă și el, fete, ce să facă? Pupă, fete, picioare, ce-i place? Dar pe tine te-am mai pupat așa? Nu m-am mai întâlnit cu el, dar presupun că o să filmez și eu în curând la Baiumor, când o să mă întorc și o să ne întâlnim, dacă se mai place, dacă vine, nu știu. Stai, eu am o chestie, n-am înțeles, adică tu aștepți un nou proiect ca să te pupe Mihai Bendeac, eu mă refeream la altceva. A, nu, să ne vedem, am zis, altceva, nu. Absolut. Nimic, nici măcar un mesaj în trecut? Nu, absolut nimic. Și ce a fost acel gest din partea lui la... Antena 1. Păi el și-a imaginat, pentru că n-a fost și el niciodată la Oscar, și-a imaginat că suntem acolo, bine, nici eu n-a fost, și a zis că o să facem așa un moment de Oscar. Așa a spus el după. Nu știu, eu am fost surprinsă. Eu n-am știut ce se va întâmpla. Dar n-a fost rău, domne, n-a fost rău. Adică ai fost surprinsă. Te așteptai ca după să te caute, să-ți scrie sau... Nu m-am așteptat niciodată să-mi scrie, pentru că eu știam că e un moment de scenă, pur și simplu. Nu m-am așteptat absolut niciodată. Dar îți place de Mihai Bendeac? Îl vezi așa ca iubit? Nu. De ce? El e un bărbat foarte ok, îmi place de el, îmi place ce face, dar eu nu-l cunosc personal, nu știu cum e și nu am avut niciodată acest vis, pentru că nu pot, nu știu. Poate dacă îl cunoști cu timpul o să-ți dai seama că e bărbatul pe care îl căutai. Sau l-ai găsit, scuză-mă. Poate că da, poate că nu vom ști niciodată. Adevărul că nici nu știi. Eu nu cred că știi vreodată dacă ai găsit bărbatul potrivit. Eu cred că în momentul ăla prezent, când ești cu cineva, știi dacă e sau nu potrivit atunci pentru tine. În general, nu știu dacă există așa un bărbat ideal. Ai câștigat și o anumită sumă de bani. Ce ai făcut cu acei bani, nu? 20.000 de euro? Da, da, da. I-am cheltuit. Sau cum zic eu, i-am băgat la păcănele. Asta să fie problema. Eu nu mi-am făcut niciodată griji, că nu am ce să fac cu banii. Găsesc. Cu toată lumea are, dar ce ai făcut mai exact? Păi mi-am luat cum am promis. Cum am promis în alegerile electorale, mi-am luat boxă, mi-am luat parcare și câteva hăinuțe și m-am luat și o chestie. Vibratoare asta. În fine, detalii. Da, ai investit banii bine. Da, 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 am investit. Cu folos. Cu folos. Da, eu chiar ziceam la un moment dat, într-un spectacol, zic, fetelor, nu mai investiți în bărbați, investiți în ceva care să vă aducă bani după.